În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cine stă pe cruce pentru aproapele său, se odihnește. Suntem în săptămâna din Portul Mare, în care noi trebuie să conștientizăm și mai mult puterea Sfintei Cruci, adevărul Sfintei Cruci, lumina Sfintei Cruci, această stare și înțelegere trebuie să ne-o aducem în mintea și în inima noastră ca trăire și ca prezență în viața noastră de zi cu zi. Dar Domnul spune clar, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și atunci vedem că între urmarea lui Hristos și asumarea crucii personale este lepădarea de sine. Lepădarea de sine, iubiți credincioși, care implică participarea conștientă cu voința, care implică înțelegerea asceticii ortodoxe, pentru că lepădarea de sine trebuie înțeleasă în lumina cea adevărată și luarea și urmarea crucii trebuie să aibă ca țintă urmarea lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu, învierea de după răstignire. De aceea insistăm pe acest cuvânt, fiecare să-și ia crucea sa. Ați luat crucea, zis credincioși, înseamnă să înțelegem că fiecare cruce a noastră personală este îngăduită și rânduită în mod proniator de Bunul Dumnezeu. Rânduită atunci când noi facem voia lui Dumnezeu și El ne dă o cruce care să ne înalțe maxim către înviere, sau îngăduită când noi ne luăm o cruce după voia noastră, dar ca un părinte bun și iubitor le îngăduie și încearcă pe drumul acesta al îngăduinței și nu al bunăvoinței să ne ajute să ne purtăm crucea noastră așa cum am ales-o noi după mintea noastră și să scoată din alegerile noastre tot ceea ce este bun pentru noi. De aceea, iubiți credincioși, una este Sfânta Cruce, crucea lui Hristos. Una este calea cea adevărată, Hristos este calea. Și atunci pe această cale, pe Hristos, fiecare dintre noi ne alegem o cărare. Dar una este calea. Pe această Sfântă Cruce a lui Hristos, fiecare dintre noi ne asumăm prin libertate și înțelegere o cruce care este și prinde putere din crucea lui Hristos. Deci fiecare pe cărarea Lui, cu crucea Lui, pe calea Hristos, în crucea Hristos, către un singur scop. Să-L urmezi pe Hristos până la moarte și dincolo de moarte în împărăția cerurilor. Deci scopul este, iubiți credincioși, nu calea, nu crucea, ci învierea și viața cu Hristos. Iar dacă nu înțelegem acest ansamblu, noi putem face și din cruce un idol. Pentru că ne-o luăm după mintea noastră și o cinstim după mintea noastră, neînțelegând că Sfânta Cruce este înălțimea, este adâncimea, este lățimea, este toată lărgimea și este tot înțelesul a tot cuprinzător, mai presus de logica și de rațiunea omenească, acest înțeles atât de înalt, iubiți credincioși, care este jertfa pe cruce a Mântuitorului Hristos, pentru unii cruce, pentru altă sminteală, pentru noi trebuie să fie, pentru unii nebunie, pentru alții sminteală, pentru noi trebuie să fie viața noastră de zi cu zi. A-ți lua crucea în fiecare zi, crucea ta, și a urma lui Hristos, înseamnă să înțelegi în fiecare clipă rostul fiecare clipe, sensul fiecărui moment, să-l așezi pe cruce. Ce nu stă pe cruce este fals, iubiți credincioși, este pseudo. Tot ce nu stă pe cruce este pseudo. Pentru că crucea unde o pui, acolo sfârâie. Și unde sfârâie crucea înseamnă că se ard duhurile necurate, se ard înțelesurile greșite ale lucrurilor, se ard trăirile pătimașe, se ard toate devierile de la adevăr și doar ce rezistă pe cruce și pe Evanghelia lui Hristos
este în lumina cea adevărată. Restul este minciună, erezie, pseudoștiință, pseudocultură, pseudo lucrări. Totul este fals ce nu stă pe cruce. De aceea, Hristos înainte cu crucea Lui și noi după El. Și să revenim, iubiți credincioși. Pe calea Hristos și în crucea lui Hristos, fiecare dintre noi ne-am ales de bunăvoie o cale și o rânduială și o cruce. Unii au ales crucea căsătoriei, alții au ales crucea călugăriei, alții și-au ales crucea singurătății în lume. Alții au stat în viața de obște, alții, iubiți credincioși, s-au dus în pustiu, alții s-au nevoit în fel și chip. Unii au dus crucea bolii, alții crucea văduviei, alții fel de fel de cruci, fiecare în felul lui, după cum și-a ales și după cum a îngăduit Dumnezeu. Dar scopul este același, în forme diferite. Să ne lepădăm de sine, de sinele fals, să ne curățăm, să ne primenim de toate patimile noastre, să ne luminăm la minte și la inimă de lumina lui Hristos, să înviem prin cruce, iubiți credincioși, și să ajungem la bucuria cea duhovnicească în Dumnezeu cel adevărat. Indiferent de formă, indiferent de cale, avem un singur rost, o singură direcție, o singură busolă, Sfânta Cruce. De aceea, dacă ești în calea călugăriei sau în calea căsătoriei, trebuie să înțelegi că trebuie să ai aceeași temelie, care este lepădarea de sine. În momentul când te-ai căsătorit, trebuie să înțelegi că ți-ai luat o cruce dată ție de Hristos, după cum tu ai ales și după cum Domnul te-a proniat. Dar ți-ai luat o cruce care are un singur scop. Nu să trăiești în societate. Nu ca să scapi de singurătate. Nu ca să ai și tu o viață socială. Nu ca să-ți fie confortabil. Nu ca să pleci de acasă. Nu ca să fii mai bogat sau mai bogată. Nu ca să-ți fie bine în lumea aceasta. Ți-ai luat o cruce și ai jurat cu mâna pe Biblie în fața lui Hristos și pe Sfânta Cruce ca să-L iubești pe Dumnezeu și să înveți iubirea de Dumnezeu de aproapele în taina căsătoriei. Dar această iubire trebuie să se bucure de adevăr. De aceea, iubiți credincioși, iubești pe aproapele atâta timp cât aproapele nu-ți impune minciuna, neadevărul, erezia și lepădarea, atât în taina căsătoriei, cât și în taina călugăriei, iubiți credincioși. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe om. Deci și unii și alții, singuri sau împreună, învățând lepădarea de sine, ei trebuie să aibă cap pe Hristos, să fie pe calea Hristos, să-și asume crucea lui Hristos, să obțină lepădarea de sine, dar mintea și inima să fie a lui Hristos și apoi aproapele, atât timp cât aproapele răspunde cu adevărul, cu iubirea, cu bunătatea și cu blândețea. Iubiți credincioși, cu cel cuvios, cuvios vei fi, cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. De aceea învățați-vă și unii și alții, căsătoriți sau monahi, să nu stați în crucile pe care vă le-ați asumat, de multe ori, nu de la Dumnezeu, ci printr-o alegere greșită proprie, pentru că unii s-au căsătorit printr-o alegere greșită, alții s-au călugărit pentru că așa li s-a năzărit lor la acel moment, n-au venit din înțelegere și din iubire la călugărie și din libertate și atunci, iubiți credincioși, iată că au pornit pe calea aceasta a monahismului. Dar și pe calea aceasta, unii au venit din constrângeri, unii din sărăcie, alții din neputințe, fiecare în felul lui, dar Dumnezeu, din iubirea Lui nesfârșită față de oameni, scoate ce este mai bun din fiecare și îl pune pe calea curățării, iluminării și îndumnezeirii și încearcă să-l recupereze pe drum și pe cel din călugărie și pe cel din căsătorie. De aceea, iubiți credincioși, monahul, când se pune în fața lui Dumnezeu și are în față Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, el se pune pe pământ și se răstignește în semnul Sfintei Cruci, asumându-și această cruce, lepădându-se de tot și de toate pentru Dumnezeu,
pentru urmarea lui Hristos, pentru iubirea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să înțeleagă monahul că n-a venit la monastire nici pentru confort, nici pentru a face și el ceva în viață, cu vreo carieră, nici pentru alte scopuri, decât pentru moarte în Hristos, lepădare de propria voință și o transformare continuă, interioară, prin cruce, către o înțelegere și trăire superioară, pentru înviere. Toate acestea, ai văzut că din cioși și pe o cale și pe alta, și în monahism, și în căsătorie, nu se pot face fără formele ascezei, post, metanii, rugăciuni, după putința fiecăruia, dar toate se adună ca forme de curățare în momentul în care auzim noi, în rugăciunea Sfântului Grigorie Dialogul, cum se spune clar, noi preoții ne rugăm în taină și cerem la Dumnezeu. Ne învrednicește, Doamne, pe noi pe toți, fără de o sândă, să ne împărtășim cu aceste făcătoare și de viață taine ale Tale, că Ți-am plecat capetele noastre și la Tine așteptăm mila cea bogată. Ne-am plecat capetele și ne-am răstignit, dar așteptăm mila și harul Tău, iertarea și curățarea. Și aceasta ca pregătire, spunem aici, și ne împărtășește pe noi pe toți și ne învrednicește pe noi pe toți. De aceea, împărtășirea este comunitară, trăirea este comunitară. Și vrednicia, iubiți credincioși, vine după ce te împărtășești. De aceea trebuie să înțeleagă că și mireanul, și monahul, indiferent de forma lui, când ajunge în fața Domnului, atunci el se vrednicește. Nu unul de un Hristos mai special că e monah, și altul de un Hristos mai puțin special că este mirean, ci toți, iubiți credincioși, ne învrednicim de același Hristos, care vine în noi și ne învrednicește căi diferite forme, diferite, același țel. Și apoi spune, iubiți credincioși, ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, din Sfânt locașul Tău, de pe tronul slavei împărăției Tale, vino să ne sfințești pe noi, care este scopul mireni și monahi, clerici, iubiți credincioși, toți avem același scop. Vino să ne sfințești pe noi, cel ce sunt împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și apoi iarăși cerem. Nu putem noi să ne învrednicim prin noi înșine. Pentru că i-am spune Domnului, Doamne, noi putem să facem și fără Tine câte ceva. Dar Tu ai spus, fără de mine nu puteți face nimic. Noi am postit, ne-am spovedit, ne-am căit, ne-am pocăit, dar numai Tu ne-ai învrednicit. Nu venim cu vrednicia de acasă, niciunul dintre noi, de aceea cerem. Și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, a ni se da nouă prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi, clericii, și prin noi, la tot poporul. Nu la unul, nu la doi, ci la tot poporul, iubiți credincioși, pentru că toți sunt chemați să-și asume crucea în felul lor, toți sunt chemați să se căiască, să se pocăiască, și toți sunt chemați, iubiți credincioși, la unirea cu Hristos în Sfânta Împărtășanie, tot poporul creștinesc, ca să se sfințească, popor sfânt, iubiți credincioși, neam împărătesc, Dumnezei după har, fii ai lui Dumnezeu, fii ai luminii, fii ai împărăției. În biserică trăim în mod comunitar, fiecare rândul cetei sale. De aceea, iubiți credincioși, spunem încă o dată, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Și încă o dată, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Și încă o dată, a treia oară, în numele Sfintei Treimi. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Și apoi, se spune clar, cu putere, să luăm aminte sfintele, cele mai înainte sfințite, sfinților. Care sfinți? Nu sfinții din cer, iubiți credincioși din Biserica Biruitoare. Sfinților care v-ați spovedit. Sfinților care v-ați căit și v-ați pocăit, Sfinților care ați venit la Sfânta Liturghie, Sfinților care v-ați împărtășit duminica trecută, Sfinților care veniți acum și la Buna Vestire să vă împărtășiți, Sfinților care veniți a doua zi
duminică, iarăși să vă împărtășiți. Și prin împărtășanie vă curățiți, vă primeniți, vă luminați, vă vindecați și vă sfințiți. Iar a treia zi, asta pentru cei care sunt, iubiți credincioși, mai mult în comunitatea noastră, mai mult în biserica, iubiți credincioși, care înțelege, pentru cei care, după buna vestire, înțeleg că vine Sfânta, le spunem că și a treia zi sunt invitați să se împărtășească în mod comunitar cu Sfintele și Preacuratele Taine, la hramul nostru de primăvară, unde citim pe Sfântul Ierarh Nindoroban, patriarh al bisericii din catacombe, iubiți credincioși, patriarhul bisericii de sub acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, patriarh al Vlahernei, iubiți credincioși, Vlaherna cea din catacombe. Și sâmbătă, și duminică, și luni sunteți invitați ca să deveniți, iubiți credincioși, părtași și să vă împrediciți cu Hristos. De aceea, într-un an de zile, ar fi bine să te trezești, să te înțelepțești, să-ți iei o zi de concediu, să faci 200-300 de kilometri, să vii să-L cinstești ca pe un sfânt, nu ca pe un preot oarecare. De aceea vă îndemnăm, noi vă îndemnăm, să mergeți la mormântul Sfântului, să vă închinați, pentru că de fiecare dată când am fost acolo la Crainici, am primit putere, am primit înțelegere, mi s-au deschis căi și drumuri. De acolo, iubiți credincioși, am plecat cu pace și cu bucurie. Iar Sfântul Ierarh Nindoroban, prin cărțile Lui, prin lucrările Lui, prin viața Lui, Cel care și-a asumat crucea în continuu, până la moarte, până la mucenicie, iată, iubiți credincioși, ne-a luminat și prin cuvintele cerești de Dumnezeu inspirat, care le-a primit prin Teofanie, tuturor ne-a spus: veniți cu toții la Euharistie. Pentru că în vremurile acestea în care este o prigoană văzută și nevăzută, în vremurile acestea în care demonul vrea să ajungă la despărțitura dintre Duh și Suflet, în vremurile acestea în care Satana, prin pseudă știință și prin știința aceasta drăcească și prin inteligența artificială orientată greșit, nu știința e greșită, ci orientarea demonică este greșită, iubiți credincioși, vor să ajungă în forul cel mai înalt al ființei umane și acolo unde stă Euharistia în inima omului. Pentru că Euharistia nu stă în stomac, iubiți credincioși, stă în inimă. Hristos tronează în inima omului și de acolo își revarsă energiile sale ca un împărat și stăpân peste tot trupul omului, ca și cum din altar către toată biserica s-ar revărsa harul. Acolo, în continuu, Sfântul Ierarh Nindoroban spune clar: în fiecare zi împărtășiți-vă, în fiecare zi apropiați-vă, în fiecare zi cu credință, cu nădejde și cu dragoste să veniți toți cei osteniți, veniți la mine cei osteniți și împovărați de crucile voastre de zi cu zi și vă ridicați mintea la crucea lui Hristos ca să vă odihniți și în felul acesta, odihnindu-vă voi în Hristos, veți odihni pe aproapele vostru stând pe cruce pentru El, dar pentru Dumnezeu, iubiți credincioși. Rabzi toate prostiile și nebunile acestei lumi, dar nu rabzi necredința, nu rabzi apostazia, nu rabzi lepădarea, nu rabzi minciuna, nu rabzi nesimțire, iubiți credincioși. De aceea, crucea înseamnă discernământ, crucea înseamnă asumare, libertate și voință puternică. Nu înseamnă să rabzi prostește crezând că tu rabzi pentru Hristos. S-ar putea să rabzi în căsătorie un nebun pentru El. Nu, îl rabzi pe nebun, dar pentru Dumnezeu. Dar când ți s-a cerut să încalci legea lui Dumnezeu, nu mai asculți de nebun, chiar dacă El zice că este capul tău. Și în monahism, rabzi prin obediență, prin stare sau episcop, neînțelegând că trebuie să faci ascultare de Dumnezeu mai mult decât de oameni și să-ți duci crucea călugăriei, îl rabzi în toate ascultările posibile și imposibile. Dar când ți s-a zis, prin blestematul ecumenism, să te lepezi de Hristos, de adevăr, de Sfânta Cruce și să te unești cu papistași, cu anglicani, cu protestanți și neoprotestanți, uitați-vă voi cum a venit mai marele anglicanilor în țara noastră. A fost primit și în biserică, a fost și primit și de cei din stat.
A fost primit ca un demnitar, a fost primit ca un arhiereu și avea cruce la gât și vedea binecuvântat. Ce cruce să aibă la gât cel care nu crede în Sfânta Cruce și nu-și face Sfânta Cruce? Ce îngolpion să aibă la gât cel care nu este arhiereu? Pentru că îngolpionul este caseta, ai văzut, credincioși pe care o purtau arhierei în vechime, unde se ținea Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine, în prigoană și în liturghia în mișcare. Îngolpionul, iubiți credincioși, nu este o bijuterie, nu are funcție decorativă, ci are puterea de a ține Sfintele taine. Crucea nu este un ornament pe pieptul unuia sau altuia, ci este adevărul, este Hristos cel adevărat. Iar dacă tu nu crezi ortodox, dacă tu nu ești cleric, dacă tu nu ai Sfintele taine, dacă tu nu ești în biserică, dacă nu ești botezat, dacă n-ai nume, voi, patriarhi, mitropoliți, episcopi, de ce primiți pe unul ca acesta și îl purtați în locurile cele mai importante și smintiți pe cei mai mici și pe seminariști și pe monahi, care săracii își duc crucea din obediență și nu din ascultare, pentru că ascultare înseamnă înțelegere și libertate și putere. Și voi îi smintiți pe cei mai mici, mai degrabă v-ați lua o piatră de moară de gât și v-ați arunca cu ea în mare, nebun și orice sunteți. Și nimeni nu vă zice nimic, pentru că voi ați băgat frica în numele ascultării, în numele caterisirii, în numele excomunicării. Din biserică numai eu mă pot excomunica. Atât. Dacă mi-am lepădat credința, dacă am apostaziat printr-o erezie, cum e blestematul ecumenit, sau printr-o schismă nenorocită, dintr-o râvnă nebună. În rest, nu pot să ies din biserică și dacă sunt fără veșminte, fără nimic pe mine, eu sunt în biserică, pentru că biserica înseamnă har, libertate, așezământ divin-uman, nu instituție de stat, nu ziduri. Ce înseamnă adevăr, stâlpul și temelia adevărului este biserica. De aceea, treziți-vă, frați preoți, treziți-vă, frați monahi, treziți-vă, creștini ortodoși, că vi se pregătește lepădarea de cruce, nu asumarea de cruce. Vi se pregătește un potir comun al spurcăciunii, vi se pregătește lepădarea de ortodoxie, vi se pregătește urăciunea pustirii la locul cel sfânt. O să vedeți bisericile spoite. O să-i vedeți pe seminariști cum au cântat bine ai venit, bine ai venit unui eretic pe care biserica l-a osândit. Și ei cântau, iubiți credincioși, numai de nume căutat prin cei episcopii, ereticul a fost plimbat. Și aceștia vorbeau frumos, ierarhii, și l-apreciau. Îl apreciau pe eretic că i-a adus Biblie, 1000 de Biblii în țară. Cum adică vine ereticul și te aduce nouă cuvântul lui Dumnezeu? O Biblie la tot neamul, să fie și să fie predicare în continuu și atât, dar în adevăr. Sunteți mulțumiți că vă dau biserici în străinătate, dar unde lemnul păcătosului să nu ungă capul meu. Slujiți în casă, slujiți în pădure, dar nu în lăcașuri de ereticilor, ale schismaticilor. N-aveți voie. V-au scos din țară, v-au scos din familie, v-au scos din neam. V-au scos din biserici și acum vă dau ei locașurile lor ca să vă tragă de ecumenismul lor, ca să vă ducă la un potir comun și să vă ia și casa și masa și familia și sufletul și să vă lepădați de crucea lui Hristos. Este o lepădare în numele crucii, este o lepădare în numele iubirii, o lepădare în numele adevărului și a bunătății și vă păcălește satana. De aceea, iubiți credincioși, asumarea crucii în ziua de astăzi are noi valenții. Noi înțelesul. Cine vrea să vină după mine să se lepede, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, dacă în anul 700 crucea era să mori ca să mărturisești pentru cinstirea Sfintelor Icoane, dacă în timpul comunismului crucea ta era să mori ca să păstrezi credința împotriva ateismului, iată că în vremurile acestea crucea noastră este să murim, dacă trebuie să murim, pentru adevărul de credință, pentru, iubiți credincioși, biserica cea adevărată, pentru tradiție, succesiune și învățătura Sfinților Apostoli, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și tot ce a fost succesiunea apostolică prin sinoadele ecumenice și tradiția bisericii, pentru aceasta murim ca să păstrăm adevărul de credință.
Și asta înseamnă să fii pe cruce, să înțelegi vremurile, să înțelegi atacurile demonice, să-ți asumi crucea dacă ești arhiereu și să mărturisești adevărul, pentru că tu trebuie să înveți drept cuvântul adevărului și dacă vei fi excomunicat sau omorât, te-ai dus crucea până la capăt, arhiereule. Dacă ești teolog, vei fi scos afară din catedra ta de profesor de teologie. Vei fi scos afară și vei trăi cum vei putea. Dar ți-ai asumat crucea. Dacă ești preot, dacă ai parohie, te caterisesc nebunii. Pentru că n-ai ce căuta între ei. Pentru că din 6 într-un altar, 5 sunt masoni. Și tu n-ai ce căuta acolo. Pentru că tu spovedești, tu predici, tu împărtășești și tulburi pe ei. Și te vor da afară. Și te asumi crucea. Și dacă ești monah și starețul tău, la rândul lui, un obedient față de duhov, față de episcop, îți va impune ecumenismul, mărturisești până te dă afară, nu pleci, mărturisești până te dă afară. Și ți-ai asumat crucea ta, crucea mărturisirii în vremurile de astăzi, ca monah, ca preot, ca episcop, ca teolog și creștin în biserica unde ești tu, fără dezechilibre, fără exagerări, îți asumi crucea. Crucea mărturisirii și a trăirii în Hristos și îi spui, vreau să mă căiesc, să mă spovedesc, să mă pocăiesc și să mă împărtășesc. Pentru că în vremurile acestea, iubiți credincioși, Sfânta Împărtășanie, dragostea lui Dumnezeu este cea care ne va ține pe noi, iubiți credincioși, împotriva tuturor nebunilor lumea acestea. Vedeți cu ce vin ei. Vin cu unde în văzduh, vin cu chimicale, vin cu afectarea alimentelor. Vin cu situații peste situații până încât ajung până la ADN. Dar mai presus decât toate, cel ce este în tine este mai mare decât cel ce este în lume. Dar dacă cel ce este în tine nu este în tine, dacă cel ce ar trebui să fie în tine, Hristos, nu este în tine, dacă lumina care este în tine este întuneric, este lumina minții tale și a unei înțelegeri greșite, nu este lumina cea adevărată, nu este lumina Hristos. Ai mers până într-un punct, dar nu ți-ai asumat crucea, nu l-ai urmat pe Hristos, nu te-ai împărtășit cu Hristos. De aceea vă îndemnăm, vedeți, săptămâna aceasta. Vine buna vestire. A zis Maica Domnului, iată roaba Domnului. Fiul și cuvântul lui Dumnezeu s-a lumenit. Și a dus Maica Domnului crucea până la capăt și s-a smerit. Pentru cine? Pentru noi. Și dacă noi de buna vestire nu suntem toți în biserică să ne împărtășim, cum îndrăzniți voi să vă rugați la Maica Domnului cu acatiste și cu paraclise? Și cu orice alte rugăciuni la Maica Domnului să vă ajute în problemele lumești? Fără să înțelegeți că singura bucurie a ei să vă împărtășiți cu Fiul ei. Cum puteți voi să ajungeți după o săptămână a crucii, duminica liturghie, fără să vă asumați crucea și învierea, adică să vă împărtășiți? Iar pentru cei care citiți viața Sfântului Ierarh din Doroban, cum puteți să stați voi acasă și să nu veniți în liturghie? Luați-vă o zi din concediu. Mergeți și-l citiți ca sfânt la Craivii sau aici, dar nu ca un părinte oarecare. Sistemul nu-l va cinsti ca sfânt niciodată. Nu ca pe un om cu o viață ascetică, ca pe un sfânt al Dumnezeu, prin care a grăit Dumnezeu și care a spus un singur cuvânt. De ce m-ați închis în chivot și în altar? Veniți toți să vă împărtășiți de dragul Dumnezeu, de dragul Maicii Domnului, de dragul lui Hristos, de dragul Sfântului Nil, toți trei zile în căință, pocăință și împărtășire cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos. Taine, Sfânta Liturghie. Amin.